Pacea Domnului nostru să fie lăsată peste noi, peste toți. Vă invit să ne ridicăm acum în picioare. Vom citi cuvântul Domnului din Cartea Iov, capitolul 1, începând cu versetul 13. Vom lectura câteva versete. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabeheni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi. I-a ars de tot și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: niște haldeieni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, numele Domnului să fie lăudat. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit aduce în atenția noastră o întâmplare pe care o cunoaștem cu toții. Este un cuvânt biblic cu care suntem obișnuiți, familiarizați cei mai mulți dintre noi, mai ales aceia care au crescut în familii de credincioși, sunt familiarizați cu acest pasaj biblic încă din pruncie. Iată, acest cuvânt revine în atenția noastră în niște circumstanțe de viață care cumva suprapune și tematica întâlnirilor noastre din acest sfârșit de săptămână, ce legat de familie, dar și împrejurările complicate de viață în care ne găsim în această perioadă de timp. Vom vorbi despre cum să trecem biruitor prin încercări și mai ales ce avem de făcut atunci când Dumnezeu, în ciuda faptului că ne rugăm, în ciuda faptului că insistăm în rugăciune cerându-i ajutorul, totuși, Dumnezeu alege pentru noi altă cale decât aceea pe care noi ne-am fi dorit-o. Cu toții putem să mărturisim pentru slava lui Dumnezeu și zidirea noastră comună în credință că avem experiențe în urma cărora s-a pus în evidență faptul că Dumnezeu răspunde rugăciunii. Fiecare are experiențe pe care ar putea să le aducă drept dovadă că așa este. Dumnezeu ascultă rugăciune. Dumnezeu răspunde rugăciunii, Dumnezeu este Dumnezeul care face minuni. Sigur că aspectul acesta este adevărat și este probat și de Scriptură și de experiența noastră. În aceeași măsură însă, găsim în viață și situații în care lucrurile stau altfel. Ne-am dorit să fie cum e mai bine pentru noi, zicem, dar potrivirea împrejurărilor o face Dumnezeu și câteodată îngăduie în viața noastră situații care devin insuportabile. Ce am citit în această seară în Scriptură despre Iov ar putea foarte bine să descrie ce înseamnă insuportabilul. Într-o singură zi, în viața acestui bărbat, au venit pe rând vești năprasnice
A fost o zi bună, cu un început bun, dar care pe parcurs a pus în evidență niște evenimente care au rămas întipărite în conștiința acestei familii și prin revelația cuvântului în conștiința tuturor celor care citesc Scriptura. Într-o singură zi, Iov a pierdut tot. Urma, în viitorul imediat apropiat, să-și piardă sănătatea, să-și piardă prietenii și să-și piardă sprijinul soției, care i-a spus, bleastă-mă-L pe Dumnezeu și mori. Situația prin care Iov a trecut poate fi numită insuportabil. Mesajul din seara aceasta am primit pe inimă să îl intitulăm Îndurând insuportabilul. Când e vorba de necaz, nu e bine să compari necazul tău cu necazul altuia. Nu e bine. Și nu e bine să clasificăm necazurile zicându-ne sau spunând altora care necaz e mai mare și care e mai mic. Dumnezeu când îngăduie, îngăduie fiecăruia pe putere. Și ce pare ușor pentru cineva de pe margine, este foarte greu când duci tu povara aceea. Așa că nu-i bine și nu-i deloc înțelept să comparăm necazurile. Insuportabilul e hotărât de Dumnezeu în măsura lui înțeleaptă pentru fiecare om. Poate fi o boală trupească, poate fi o stare depresivă, poate fi o pagubă materială, poate fi singurătatea, poate să fie criza morții, pierderea cuiva drag, poate să fie infertilitate, pierderea unui copil, un handicap din naștere, un accident, câte nu pot fi și cu câte nu se pot confrunta oamenii. Întrebarea care ne preocupă în această seară este întrebarea ce e de făcut când ajungând în zona insuportabilului, Dumnezeu întârzie să intervină și se pare că trebuie să stai în zona insuportabilului o perioadă mai lungă de timp. Ce e de făcut? Îngăduiți-mi ca răspuns la această întrebare să subliniem în seara aceasta câteva adevăruri pe care le desprindem din Scriptură și pe care dumneavoastră, cel puțin care sunteți și mai înaintați în vârstă și poate și cu mai multă experiență pe calea credinței, le veți confirma și cu experiențele dumneavoastră de viață. În primul rând, când ajungem în zona insuportabilului, primul lucru pe care trebuie să-l facem după învățătura Scripturii este să ne rugăm lui Dumnezeu pentru schimbarea situației în care ne găsim. La Dumnezeu este scăparea. Dumnezeu este ajutorul nostru, un ajutor care nu lipsește în necazurile noastre. Trebuie să-i cerem ajutorul. Dumnezeu este Dumnezeul miracolelor. El ascultă rugăciunea, spune Scriptura. Dumnezeu în puterea Lui poate să intervină și să răstoarne o situație care pare de nerezolvat. El e Dumnezeul minunilor, așa cum am spus. Aș putea în această seară să vin în fața dumneavoastră și să confirm, măcar cu o experiență de viață, cum Dumnezeu a intervenit în mod supranatural într-o situație care părea fără ieșire. Omenește nu se putea dezlega, dar într-o clipă Dumnezeu a intervenit și a făcut un miracol. Aleg în această seară să nu spun asemenea experiență. Și aleg să nu spun asemenea experiență în fața dumneavoastră, nu pentru că n-ar fi nevoie, ci pentru că mă gândesc că în seara aceasta e mai mare nevoie să accentuăm un detaliu. Am băgat de seamă că și mie și am băgat de seamă că și în viața altora e cam așa. Ne place să zugrăvim cumva o imagine triumfalistă asupra relației noastre cu Dumnezeu, a relației noastre cu Dumnezeu. Ne bucură să auzim despre biruințele lui Dumnezeu în viața oamenilor. Ne place să ne fie relatate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Și totul e bine până într-un punct. Și o să vă împărtășesc unde se sfârșește binele. Binele acesta se sfârșește în punctul în care situația ta de viață nu potrivește cu cea pe care o descrie cine povestește minunea. Imaginea aceasta triumfalistă, a ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața unui om, te pune în fața unei realități. Și vezi, zice, uite, cu mine nu e așa. Cineva s-a ridicat în picioare și a mărturisit cum Dumnezeu a intervenit în familia lui, cum s-a rugat pentru mama lui împreună cu cei din casă și Dumnezeu a ridicat-o și a dat sănătate. Slavă Domnului! Însă eu pot sta în fața dumneavoastră zicând că și eu m-am rugat și nu s-a făcut bine. Trebuie să îngropăm.
Și altcineva ar putea să spună, și mie mi s-a întâmplat așa. Și mie mi s-a întâmplat așa. Cineva se ridică în fața noastră și dă pentru slava lui Dumnezeu o experiență de viață în urma căruia spune, iată cum ne-a ascultat Dumnezeu și am primit după atâția și atâția ani de căsătorie binecuvântarea unui copilaș. Slavă Domnului, este o experiență foarte frumoasă. Și ne încurajăm și ne bucurăm. Dar s-ar putea să avem vreo câteva familii printre noi care vor zice, la noi nu e așa. Și noi ne-am rugat și noi am postit și noi am făcut tot ce am știut să facem și pentru noi s-au făcut ungeri cu un de lemn și rugăciuni și uite că la noi nu e așa. Am învățat în vreme că și atunci când dăm lui Dumnezeu slavă pentru minunile pe care le-a făcut în viața noastră, trebuie să o facem cu cumpăt. Ne pierzând din vedere că sunt printre noi oameni pe care Dumnezeu îi ține în zona insuportabilului și în viața cărora răspunsul la situații similare celor pe care le mărturisim este altul. Nu-i voie să pierdem din vedere situația asta. Imaginea triumfalistă asupra relației cu Dumnezeu poate să creeze decepție. Adevărul întreg, pe lângă faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea și face minuni, e că uneori ne trece prin situații ca pe Iov. Și problema nu se rezolvă mulți ani. Și câteodată, niciodată. Că așa vrea Dumnezeu. Ei, acum întorcându-ne, ce e de făcut când ajung în situația aia de insuportabil? Primul lucru, te rogi lui Dumnezeu să facă o minune. Poate că o va face. A făcut-o de multe ori. Dar trebuie să fii pregătit și să auzi pe Dumnezeu zicându-ți nu. Ar fi simplu dacă l-ai auzit de la prima rugăciune. Dar de foarte multe ori îl auzim târziu, după ce obosim în rugăciunile noastre și după ce nemai putând nici să ne rugăm din împrejurările de viață care pun în evidență răspunsul, tragem concluzia că drumul lui Dumnezeu este altul. Și trebuie să faci față situației astea. Să nu poți să o schimbi. Dacă o ignori, tot nu o rezolvi. Dacă o redefinești, tot nu se schimbă. Pruncul-i tot bolnav în casă, poți să faci tot ce vrei. Și atunci trebuie să-ți schimbi cumva atitudinea față de Dumnezeu și față de situația aceea. Poate că trebuie să reformulăm teologia, concepția noastră. Poate că ne-am amăgit cu speranțe false. Poate că nicăieri în Biblie nu s-a scris clar că așa s-a rezolvat cum am visat noi că se vor rezolva lucrurile. O cale este. Slavă lui Dumnezeu că este. Scriptura pe care o citim, Dumnezeul în care ne încredem și care ne vorbește prin Scriptură, are pregătită pentru noi o cale și în aceste situații. Și despre aceasta vorbim în această seară. Deci primul lucru e ferm, roagă-te lui Dumnezeu să facă o minune. În așteptarea acestei, aș mai spune ceva, ca să nu pierdem din vedere ceva foarte important. Roagă-te după modelul după care s-a rugat Domnul Iisus și după modelul pe care îl regăsim și în rugăciunea apostolului Pavel. Domnul Iisus, ajungând în Ghețimani, a simțit viitorul apropiat. Știa ce va veni. Crucea, suferința, paharul care trebuie băut. Și s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl ca paharul acela, dacă e cu putință, să fie ocolit. Depărtează de la mine paharul acesta. La tine toate lucrurile sunt cu putință. Răspunsul lui Dumnezeu a fost nu. Domnul Iisus, după ce a auzit acest răspuns, a revenit în rugăciune cu aceleași cuvinte. Depărtează de la mine paharul. Ca răspunsul lui Dumnezeu să fie a doua oară, nu. Domnul Iisus a rugat a treia oară, cerând același lucru. Și răspunsul a fost la fel. După ce de trei ori Dumnezeu a zis nu, Domnul Iisus a ales să meargă pe drumul cel greu și a asumat drumul crucii fără niciun fel de, cum să spun, frustrare. Asta e calea, pe asta trebuie să mă duc. După modelul acesta s-a rugat și apostolul Pavel. Avea în trup o suferință, un țepuș, s-a rugat lui Dumnezeu să-i fie îndepărtat și răspunsul lui Dumnezeu a fost, harul meu ți este de ajuns. Apostolul Pavel s-a întors la rugăciune și a cerut lui Dumnezeu să îndepărteze a doua oară țepușul, a cerut și Domnul a zis și a doua oară, harul meu ți este de ajuns.
ca apoi să revină, după cum găsim în exemplu Domnului Iisus, a treia oară în rugăciune. Răspunsul și de data aceasta a fost nu, harul meu este te ajuns. După ce s-a rugat de trei ori, găsim că apostolul Pavel și-a încredințat soarta în mâna lui Dumnezeu, a închis dosarul acela a cererii, l-a pus în prezența lui Dumnezeu și s-a dus pe calea cea mai grea. De aici, eu personal am învățat ceva. Când dau de o situație insuportabilă, mă rog lui Dumnezeu să o schimbe. O dată, de două ori, de trei ori. Și dacă după aceste trei momente de rugăciune, care nu neapărat reprezintă o rugăciune, pot fi etape, căutări, zile de post, de zbateri, de muncă duhovnicească, de sfințire, de apropiere, de mijlocire înaintea lui Dumnezeu, după ce am încheiat etapa aceasta a cererii, aștept să intervine Dumnezeu și Dumnezeu spune nu. După ce trec trei asemenea momente, eu am învățat să închid dosarul cererii, așa îmi imaginez că l-aș pune în prezența lui Dumnezeu ca pe un raft undeva într-un secretariat. Îmi încredințez soarta în mâna lui Dumnezeu și aleg să mă duc pe drumul cel mai greu care îmi stă în față. Fără să mă autocompătimesc. Păi spuneți-mi ce am de făcut. Pot eu schimba situația? Am în față două variante. Prima variantă este să mă tăvălesc pe jos, să mă compar cu alții, să mă autocompătimesc, să spun că nu-i corect cu mine ce se întâmplă și dacă fac așa, credeți că o să-mi fie mai ușor? Sau cealaltă variantă, îi spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi ce-mi trebuie, știi planul Tău cu mine, când vrei să mă găsești, știi unde să mă cauți. Eu Te slujesc în starea în care sunt și mă duc pe drumul cel greu și gata. Așa am învățat să fac față situațiilor pe care nu le pot controla. Sigur că mai sunt și alte aspecte care trebuie avute în vedere. Al doilea lucru pe care în această seară aș dori să-l subliniem, foarte important și el, când dăm neinsuportabil în viață, în al doilea rând, e bine să ne cercetăm viața ca să vedem dacă nu cumva intervenția lui Dumnezeu este blocată de comiterea vreunui păcat pe care l-am făcut. Această direcție nu trebuie ignorată. Uneori intervenția lui Dumnezeu în viața noastră este blocată de greșeli în care am căzut și care nu sunt rezolvate. Păcatul nemărturisit, săvârșit și nemărturisit, neadus la cruce, poate crea blocaje în răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. În Biblie scrie că nu mâna lui Dumnezeu este prea scurtă ca să ajungă până la noi, sau urechea lui prea tare ca să ne asculte rugăciunea, ci păcatele noastre pun între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. Ei, având în vedere situația, posibilitatea aceasta, putem interpreta blocajul și ca prezență a unor greșeli neasumate, nerezolvate, neîndreptate. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că pe vremea lui Iosua blocajul era determinat de păcatul lui Acan și că pe vremea lui David, când a venit foametea, blocajul răspunsului dat de Dumnezeu, care întârzia să aducă ploaie, era determinat de păcatele făcute de Saul, în care a implicat întreg poporul prin ruperea celor legăminte făcute cu gabaoniții. Nu intrăm în detalii. Dar două situații, și mai sunt în Biblie altele, când Dumnezeu era gata să intervină, dar nu intervenea din cauza unui blocaj cauzat de păcate de care încă nu se pocăise oamenii în situație. Ce învățăm de aici? Când dai de o situație grea, care nu se rezolvă, cu toate că te-ai rugat și ai postit, cercetează-te bine să vezi dacă nu cumva la mijloc e un păcat. Atenție însă foarte mare, stimați frați! Cercetarea aceasta, investigația aceasta, avem dreptul să o facem doar în dreptul propriei noastre persoane sau o familie noastră, nu în dreptul altuia. Nu avem voie să facem în dreptul altuia cercetarea asta. Nu avem voie să dăm noi răspuns la întrebarea de ce n-ascultă rugăciunea, de ce n-ascultă Dumnezeu rugăciunea altuia. Las că știu eu de ce, că nu-i treaba ta. Asta a fost greșeala pe care au făcut-o prietenii lui Iov.
văzându-i suferința, punându-și întrebări cu privire la cauza suferinței lui Iov, răspunsul lor a fost simplu. Istoria ne arată că oamenii care fac păcate pățesc ce pățești tu. Înseamnă că și tu ai făcut. Ieșirea e să te mărturisești și Dumnezeu îți va arăta îndurare. Și Iov a zis, n-am făcut nimic. Ba, ai făcut, dar nu recunoști. Și toată pledoaria prietenilor lui Iov a mers în această direcție. La urmă, Elihu a zis că suferințele oamenilor pot să aibă și alte rațiuni decât păcate pedepsite. Că pot exista în planul lui Dumnezeu explicații mai adânci, rațiuni mai adânci, din cauza cărora Dumnezeu îngăduie ca un om să treacă prin necazuri. N-a știut să zică nimic despre conținutul acestor rațiuni, ci doar a explicat că ar putea exista. Și până la urmă s-a dovedit că asta era calea. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că rațiunea suferinței lui Iov avea alte cauze, nu din păcatele pe care le-a făcut Iov, ci dimpotrivă, dintr-o discuție care a avut loc în lumea spirituală, a îngăduit Dumnezeu ca Iov să fie trecut prin suferință, să fie trecut prin suferințe. Și răspunsul îl găsim. De aici învățăm ceva. Când ești în situație insuportabilă, te cercetezi, cauți să te îndrepți, iar dacă ești pe margine, rezistă la ispita de a explica celuilalt de ce suferă el. Lasă-l în pace. Roagă-te pentru el, nu-l judeca, Dumnezeu care alege să-i vorbească, va găsi în final să explice cum stau lucrurile. În al treilea rând, încrede-te în providența lui Dumnezeu. În Psalmul 57, de la versetul 1 la versetul 2, David, care era persecutat de socrul lui Saul, se roagă lui Dumnezeu, cerându-i protecția. Momentul în care face rugăciune este plin de tâlc, e în peșteră, s-a ascuns acolo, în gura peșterii e socrul lui. E prins, nu mai are unde să meargă. Și de acolo, din fundul, din adâncul peșterii, se roagă zicând, ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Asta a spus David. Asta și l-a ținut în picioare. Providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă providența lui Dumnezeu? Că Dumnezeu controlează toate circumstanțele. El e atot puternic, prea puternic să-i scape ceva de sub control. E înțelept, prea înțelept ca să greșească în căile sale. Și e bun, prea bun ca să fie rău, crud cu noi în detaliile vieții noastre. Înțelepciunea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu, puse împreună cu drag pentru sufletul meu și a familiei mele, țese toate circumstanțele vieții de așa manieră încât deasupra tuturor într-o zi va ieși un bine la care n-aș fi ajuns în viac decât pe acest drum. Asta e încrederea în providența lui Dumnezeu. Iosif, în necazurile sale, s-a bizuit pe providența lui Dumnezeu. El a zis fraților lui, către sfârșitul poveștii, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Așa gândește cel care se bizuie pe providența lui Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu care nu te-a lăsat. Chiar dacă deocamdată se pare că tace, tăcerea lui are un tâlc, e providența lui Dumnezeu. În al patrulea rând, numărăți binecuvântările. Psalmul 103, cuvântul Domnului, versetul 2, ne spune așa. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Dacă citim cu atenție Psalmul 103, ne vom da seama că este psalmul vârstei a treia. Omul care compune psalmul este bătrân. De unde știu că este bătrân? Sunt acolo niște detalii. Unul dintre ele este... El îți satură de bunătăți ce? Bătrânețea. Și te face să ce? Întinerești ca vulturul. Eu n-am văzut un tânăr întinerit. Tinerii sunt tineri, mai trebuie să întinerească. Dar bătrânul da. Deci e psalmul vârstei a treia. Și acum întrebarea, imaginați-vă un om ajuns la vârsta de, să zicem, 70 de ani, nu prea sunt printre dumneavoastră la vârsta aceasta,
o să vină vremea când vom fi. Ajungi acolo, în punctul acela al vieții, te întreb ce urmează. Tinerețea s-a dus, perioada cu activitate s-a dus, anii care stau înainte, dacă sunt ani, Dumnezeu știe, nu prea anunță lucruri frumoase. Vorba unui frate, unui prieten care a ajuns la pensie, a trăit așa o criză și a zis: eu toată viața mea am fost activ și acum a constat deodată că nu mai trebuie la nimeni cu nimic. Mai ales că în activitățile sale anterioare a ocupat poziții de conducere și era acum cu totul neobișnuit ca oamenii să nu-l mai întrebe ce ai de făcut. Este într-o depresie. Dacă mai vine și suferința, dacă mai te și îmbolnăvești, dacă mai apar și alte probleme, copiii îți pleacă în dreapta, în stânga, mai rămâi și singur, te întreb ce urmează. Când te uiți în față, în viitor, perspectivele sunt sumbre. Psalmul 103 este un răspuns dat de cuvântul lui Dumnezeu pentru asemenea situație. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Principiul care se pune aici este să ne numărăm binecuvântările. Dar când numărăm binecuvântările, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Hei, bătrâne, care ai ajuns în situația să te uiți cu frică la viitor, nu te mai speria uitându-te înapoi, nu uitându-te în față. Că dacă te uiți înainte, te uiți în viitor, e tulbure ce se vede acolo. Ar fi ușor, dacă ți-ar fi mai ușor dacă te uitau un pic înapoi. Exact ca șoferul care stă la volan, merge înainte, dar are și oglinzi retrovizoare. În oglinda retrovizoare nu trebuie să te uiți prea mult, dar trebuie să te uiți. Orice șofer înțeleg mai aruncă ochii în oglinda retrovizoare, dar nu acolo te uiți tot timpul. În față te uiți cel mai mult timp, dar din când în când în oglindă. Așa e și aici. Numără-ți binecuvântările. Care este ideea? Ideea nu e să contabilizăm binecuvântările, să le aflăm numărul și să le facem statui. Nu. Ideea e să rememorăm felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră în anii trecuți. Să vă spun ce am învățat de aici. Când aveam 20 de ani, m-a prins o îngrijorare care efectiv mi-a afectat starea de sănătate. Mă uitam în viitor, aveam multe întrebări, suficientă minte ca să pun întrebări și insuficientă ca să am răspunsuri. Asta creează criză. Ce mă fac? Școala o voi termina în curând, trebuie să mă căsătoresc, trebuie să mă mut nu știu unde, trebuie să fac nu știu ce. M-au năpădit îngrijorările. Tulburat de acele îngrijorări care mi-au copleșit sufletul, m-am îmbolnăvit. Eu am zis că ulcerul la stomac este o pedeapsă potrivită pentru unul care păcătuiește îngrijorându-se. Asta a fost concluzia mea, n-am treabă cu nimeni, vorbesc despre mine. Într-o zi Domnul mi-a vorbit spunându-mi: iată ce ar fi bine să faci. Imaginează-ți cum ai vrea să fie viața ta când o să ai 30 de ani și scrie pe hârtie. Încredințează-ți viața în mâna lui Dumnezeu și bizuie-te pe el. Și așa mi-am proiectat eu în mintea mea, în visele mele, cum aș vrea să fie viitorul meu în următorii ani. M-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am să facă Dumnezeu ce o vrea. Am încheiat cu îngrijorările și așa nu rezolv problema. Repede s-au dus următorii 10 ani și când am rememorat povestea anilor 20-30, frații mei, nici în cele mai optimiste scenarii ale mele nu îmi puteam închipui felul în care Dumnezeu va lucra. Și am zis: slavă ție, Doamne, ce frumos ai lucrat în viața mea și cum ai pregătit etapă după etapă ceea ce a urmat. Ei, ajungând acum la vârsta de 30, în fața următorii 10 ani, cu îngrijorări mai mari decât alea dinainte, mi-a fost mai ușor să le fac față, regăsind povestea lui Dumnezeu din ultimii 10 ani. Am ajuns la 40. Perspectivele se schimbă. Deja experiența de viață acumulată te face să cumpănești un pic lucrurile. Dar tot sunt atâtea și atâtea lucruri care stau în față și nu le-ai răspuns. Și ce ai de făcut? Din nou te uiți în oglinda retrovizoare. Domnul meu, uitându-mă în trecutul meu, văd urmele pașilor tăi
Și aceste urme de pași creează un model. Modelul acela reflectă felul lui Dumnezeu de a lucra cu mine. Și de aici eu trag o concluzie. Ce a fost Dumnezeu în viața mea în ultimii 30 de ani, va fi și în următorii. Chiar dacă în față sunt doar întrebări și deocamdată nu sunt răspunsuri. Asta e lecția. Numărăți binecuvântările. Viitorul nu-l poți ști. Dar te poți uita în trecutul tău și poți vedea lucrările lui Dumnezeu cu tine și felul în care s-a purtat cu tine. Și pe asta te poți bizui. Asta spune Psalmul 103. Numără-ți binecuvântările. Cu sensul acesta. Nu ca să spui am avut 100, ci ca să înveți din câte au fost câte ceva. În al cincilea rând, îndurând insuportabilul. Acceptă că sunt lucruri pe care nu le poți schimba. Oricât de mult ai dori, sunt situații care rămân așa cum sunt. Cu cât vei realiza mai devreme acest lucru, cu atât mai bine. Speranța ne rămâne în inimă. Nu despre asta vorbesc aici. Ci vreau să scot în evidență faptul că sunt situații de viață, circumstanțe de viață, care pun în evidență niște stări care nu se schimbă. Haideți să citim un cuvânt din Biblie. Cuvântul Domnului, în cartea 2 Samuel, capitolul 12, ne vorbește despre o situație din viața lui David. Un copil, primul copil care se născuse din Batșeba, s-a îmbolnăvit și era bolnav de moarte. Versetul 16. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi, copilul a murit. Deci, omul acesta, David, un om cu multă experiență cu Dumnezeu, se roagă, postește 7 zile pentru vindecarea copilului său. La sfârșitul acestei perioade, cuvântul Domnului spune, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, că ziceau, când copilul trăia încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem a murit copilul, are să se întristeze și mai mult? David a băgat de seamă că slujitorii vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, rog să observați tăria de caracter acestui tată, acestui bărbat. A murit copilul? Și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat, întorcându-se în casă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii contrariați i-au zis, ce înseamnă ce faci tu? Când trăia copilul, posteai și plângeai și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? Nu prea pare logic. Și auziți ce a spus omul. Când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevasta sa, Batșeba. Observați principiul. Adică acest om al lui Dumnezeu și-a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu, iar acum pus în fața unei circumstanțe pe care nu o poate schimba, decide să accepte lucrurile așa cum sunt și să-și organizeze viața acceptând că situația asta nu se schimbă niciodată. Ai două variante. Prima variantă este să te răzvrătești. Să zici, nu-i corect. Să te compari.
să ajungi în final în depresie, să-ți pierzi mintea până la urmă, credința. Și te întreb, dacă faci așa, crezi că o să fie mai bine? Nu o să fie mai bine. Jugul amărăciunii este mai greu decât jugul acceptării. Varianta a doua este să accepți situația așa cum e. Să te bizui pe înțelepciunea și pe bunătatea lui Dumnezeu, să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu și să accepți că drumul acesta pe care umbli ți se potrivește perfect. Dacă așa a vrut Dumnezeu, așa să fie. Te bizui pe El. Frații mei, îmi îngădui să vă împărtășesc o situație din viața noastră de familie. M-am căsătorit în 1999. Anul acesta o să împlinim 22 de ani de la nunta noastră. Ne-am dorit, ca orice familie, să avem copii. Dumnezeu a îngăduit să nu avem copii. Pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat fără copii. Pe unii a binecuvântat cu copii, pe noi ne-a binecuvântat fără copii. Nu ne simțim deloc altfel decât binecuvântați de Dumnezeu. Dar n-a fost așa dintotdeauna. Mi-amintesc de luptele prin care am trecut ca familie și mai ales soția. Într-o zi mi-a zis, Nelu, nu te superi, eu la biserică nu mai vin când sunt binecuvântări de copii. Starea asta nu poate fi înțeleasă decât de cel care e sub această cruce. Și nu ușoară. Cât de ușor puteți să răniți inima unei femei care a pierdut o sarcină sau n-are un copil, lăudându-vă că dumneavoastră ați primit al cincilea sau al șaselea. Fiți cu cumpăt și în bucuria asta. Adică niște chestiuni foarte sensibile. Asta ca asta, dar nu odată, mi s-a întâmplat de vreo două ori, așa, biserică, șans vorbește Domnul, la anul pe vremea aceasta o să ai un copil. Și-a trecut anul și nu s-a întâmplat nimic. Și pe aici a îngăduit Dumnezeu să trece. Nu m-am supărat pe omul acela care a avut așa un gând pentru noi, că dacă a fost cineva care s-a rugat pentru noi un an de zile la rând, omul acela fi sigur că s-a rugat. Nu m-am supărat. Pe noi voia Dumnezeu să ne învețe ceva și dacă a îngăduit asta, am luat-o ca din mâna lui Dumnezeu. De ce vă spun aceste situații? Noi ne-am vindecat de mult. Și cum credeți că ne-am vindecat? Multă vreme eram răniți și tulburați. Și rana aceasta venea din faptul că nici de cum nu acceptam să lăsăm problema în mâna lui Dumnezeu și noi să ne organizăm viața în jurul acestei situații pe care trebuie să o acceptăm că poate să nu se schimbe niciodată. Am închis dosarul în final, l-am pus pe raftul lui Dumnezeu și lui Dumnezeu am spus, pe subiectul ăsta nu te mai deranjăm în rugăciunile noastre. Dacă vrei vreodată să-ți aduci aminte de noi, știi unde să ne găsești. Te slujim cu toată inima în condițiile în care ne găsim. Acceptăm calea aceasta pentru noi ca drumul nostru și crucea noastră pentru gloria și slava ta. Și te slujim așa. Ne-a vindecat Dumnezeu și de amărăciune, și de frustră, și de comparații. Ne-a scos la loc larg, ne-a eliberat și ne bucurăm și dăm lui Dumnezeu slavă. Asta este o situație. Mai greu este să-ți explici singurătatea în urma decesului cuiva drag. Dar până și aici trebuie să te adaptezi cumva. Și să accepți că sunt situații care nu se schimbă. Poate un copil care s-a născut cu handicap. Prima reacție pe care o avem, ne rugăm, postim, facem tot ce știm noi. Și anii trec și este evident că situația nu se schimbă. Și ce faci? Amărăciune, frustrare, răzvrătire? Sau accept situația? Există dimensiuni ale existenței noastre care trec dincolo de circumstanțele momentului sau ale acestei vieți. Rațiuni superioare pe care deocamdată le bănuim, nu le știm, dar va veni ziua când le vom ști. Și cu asta ne mutăm la al șaselea răspuns. Nu uita că încercările vieții te maturizează. Există o pedagogie a încercării, a insuportabilului. Iacov, capitolul 1, de la versetul 2 la versetul 3, ne spune, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercările voastre lucrează răbdare și apoi continuă o argumentație. Deci e un pasaj ciudat.
Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări. Numai cel care privește dincolo de imediatul insuportabilului poate să vadă rațiunile care stau în spatele încercării. Există un bine mai mare, o logică mai înaltă. E ceva ce ne scapă și acel ceva justifică de ce trece doi pe acolo. Dar când ești în toiul focului, nu le vezi. E nevoie de un pic de detașare și de răbdare ca să-ți dai seama care e logica. Și într-o zi o vom vedea. În Deuteronomul, capitolul 32, versetul 11 la 12, găsesc un cuvânt care explică bine situația aceasta de viață. Auziți ce scrie. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui, așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și niciun Dumnezeu străin, și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. E aici o imagine, ca vulturul care scutură cuibul. Vulturii au obiceiul să-și așeze cuiburile pe locuri inaccesibile, pe stânci, pe piscuri înalte, undeva deasupra prăpăstilor, unde să n-ajungă deloc prădătorii. Imaginați-vă așa un vârf de munte, de stâncă, cu un hău adânc de desubt și vulturul își pune acolo sus cuibul și în cuib ouăle și din ouă în final au ieșit puii. Puii încep să crească. Acolo în cuib vulturul se îngrijește ca puiul să aibă mâncare la timp, să fie protejat, să nu-i lipsească nimic. Dacă am putea descrie viața puiului de vultur în cuibul tatălui, am putea descrie cu cuvintele stabilitate, siguranță, predictibilitate. Totul merge ca la ceas. Nu lipsește nimic. Numai că e ceva totuși ce se va întâmpla. Într-o zi, în timp ce vulturul se apropia de pui, puiul este mare, vulturul zboară așa prin fața cuibului și i-ar pune puiului, așa îmi imaginez eu, o întrebare. Ce zici, băiete? Îți place cum mă mișc și cum zbor în fața cuibului? Da, tati, foarte frumos. N-ai vrea și tu să zbori? Aș vrea și eu, tati. Bun, uite, tăticul te învață. Iată ce ai de făcut. Trebuie să sari afară din cuib. Și când se uită la prăpastia aia adâncă, nu regăsește în experiența lui de viață niciun precedent. Toată viața și existența lui se limitează la cuib. Nu există nimic pe ce se construiește. Și atunci abandonează zicând, tati, prefer în cuib, nu să zbor. Numai că nu e după cum vrea puiul, ci după cum vrea tata. Ce spune? Hai jos. Nu. Și-mi imaginez cum puiul se agață cu ghearele de cuib și tăticul de deasupra ia cuibul și bate cu putere din aripi, îl scutură, îl destructurează, dacă trebuie îl sparge. Cu un scop. Afară cu puiul din cuib. Afară cu el din zona confortului, a stabilului, a predictibilului, a certitudinii, afară cu el. Și aruncat în hău. Imaginați-vă cum puiul ia la vale, cum se duce, cum cade în dezordine, iar deasupra vulturul zboară foarte atent, exact cum scrie aici în cuvânt că se întâmpla. La un moment dat, când puiul este gata să se zdrobească, să cadă jos în hău, vulturul așa se pune sub el, îl ia pe aripile lui, și îl ridică sus, 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 mult mai sus decât cuibul și de acolo, din vârful cerului, îi dă drumul jos. A doua oară. Se rostogolește peste capete. Încercați să mergeți în mintea puiului de vultur în timp ce cade și taicăsul se comportă așa cu el. Să vedeți ce gândește. Nu-i corect. Ce l-a apucat pe tata? Ce se întâmplă cu mine? Vai de mine! Să vezi ce rugăciuni! Doamne, tată, ascult! Totuși nu se întâmplă nimic, nu-i cum vrea puiul. Obosit, după încercări eșuate, puiul este luat de taică-sul și este pus în cuib. Și așa îmi imaginez, după ce și-a tras un pic sufletul, puiul apucă să întrebe, tati, asta ce-a fost? Și tăticul să-i spune, asta a fost o lecție de zbor.
și mâine mai vine una. Vezi să dormi bine. Să vezi noapte de veche. Doamne, pune în mintea lui tata să nu mai vină în viac lecția de zbor. Orice de asta să nu se mai repete. Ca dimineața să constate că rugăciunile noi au fost ascultate de nimeni. Oia de la capăt este aruncat din nou în hău și cumva, la un anumit moment, deschizându-și aripile larg, simte în pene forța aerului și de acolo cu aripa și s-a prins și acum zboară. Repede învață, așa mă imaginez cum cu lecțiile de zbor învățate urcă săgeată, coboară săgeată, zboară cu o vigoare, stăpân pe înălțimi, fericit, gata, nu-i mai trebuie lui cuib. Și așa, într-o seară, de apus, închipu eu cu un colo sus pe crește, vulturul cel bătrân, tăticu și puiul lângă oaltă s-au pus la o poveste. Puiul zice, tati, aș vrea să-ți mulțumesc pentru ceva. Aș vrea să-ți mulțumesc că nu mi-ai ascultat rugăciunile făcute când n-aveam minte. Îți mulțumesc că n-ai făcut cum ți-am cerut. Îți mulțumesc pentru toate lecțiile de zbor și pentru toate rugăciunile neascultate pe care le-ai filtrat prin înțelepciunea ta și ai făcut exact pe dos de cum ți-am cerut, că ai vrut pentru mine un bine pe care nu l-am înțeles când eram mic. Înțelegeți povestea? Exact așa e cu noi. Deci, anticipând că va veni, că fiecare încercare a vieții este o lecție de zbor și că va veni ziua când vom pricepe noima încercărilor, ne odihnim în credință, acceptând situațiile care nu se pot schimba. Și mergem înainte cu Dumnezeu. Ca în final, să facem un legământ. Legământul de a rămâne credincioși lui Dumnezeu pe calea crucii, indiferent de circumstanțele de viață. Asta a făcut Habacuc. Povestea este scrisă în capitolul 3, versetul 17 la 18, în cartea profetului Habacuc. Cuvântul Domnului, în situația aceasta, ne spune că Habacuc s-a rugat lui Dumnezeu și în rugăciunea lui a zis: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu-și va da rod, rodul măslinului va lipsi și câmpurile nu vor da hrană, oile vor pieri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Și au zis ce spune apoi: Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor, El mă face să merg pe înălțimile mele. Care erau înălțimile? Cum definim înălțimile? După profetul Habacuc, înălțimile credinței nu sunt reprezentate de miracolele pe care le face Dumnezeu și de biruințele prin care trecem, cu care ne lăudăm că Dumnezeu a intervenit în viața noastră. Nu ale erau înălțimi, ci înălțimile erau văile adânci ale zdrobirii, unde credința strălucea mai puternic decât în binecuvântare. Nu-i mare lucru să fii credincios când îți merge bine. Dar e mare lucru să rămâi fidel lui Dumnezeu când îți spune Dumnezeu nu. Și trebuie să duci crucea. Și e tulburător să vezi că te ascultă când te rogi pentru altul și când te rogi pentru tine, Dumnezeu zice, pentru tine nu. Și atunci trebuie să te repliezi. Această repliere, această înțelegere că stăpânul are ultimul cuvânt, și în contextul acestei înțelegeri, legământul că vei sluji și dacă nu o să-ți asculte rugăciune niciodată, se numește înălțime. Acolo strălucim. Când credincioșia noastră nu mai este condiționată de binefacerile lui Dumnezeu. Când legăturile de credință pe care le avem cu El se întemeiază pe altceva decât pe binecuvântări. Acolo e înălțimea celui credincios. Și înspre asta a zice că ne duce Dumnezeu. Așa a făcut Iov. Găsim despre el în capitolele acestea de început ale cărții o situație.
Soția lui, văzând încercările, la un moment dat a zis: blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Iov îi răspunde: vorbești ca o femeie nebună. Nu se cade să primim din mâna lui Dumnezeu și răul, cum am primit binele? În limba ebraică e un detaliu, e folosit verbul kabad, a primi. Dar acest verb, kabad, a primi, în acel context, înseamnă mai mult decât a primi, ci înseamnă a primi interiorizând înțelesul. A primi cu înțelegere că ce se întâmplă e binecuvântarea lui Dumnezeu și originează din Dumnezeu ce mi se întâmplă. Iov face recapitulare. Draga mea, a zis Iov, când mi s-a născut nou primul copil, ce am zis noi? Kabad. Când a venit al doilea, am zis tot kabad. Nu ne-am luat lumea în cap zicând noi suntem grozavi. Am zis asta e de la Dumnezeu. E binecuvântarea Lui. Când am prosperat din punct de vedere material, când i s-au mulțit proprietățile și am stârnit prin asta invidia celor din jurul nostru și poate reproșurile lor, nu ne-am luat lumea în cap și nici la trântă cu ei. Am zis, kabad, asta e tot de la Dumnezeu. Când ne-am dus în piața cetății și se ridicau bătrânii ca să ne dea nou respect, nu ne-am luat lumea în cap și am zis, kabad, și asta e tot de la Dumnezeu. Fiecare succes a vieții noastre, draga mea, zice Iov, l-am pus pe seama lui Dumnezeu, socotind că Dumnezeu este sursa, izvorul acestor binecuvântări. Și asta ne-a ajutat să nu fim zdrobiți de succes. Acum a venit încercarea. Știi ce-ți propun? Să zicem și de data asta, kabad. Adică tot de la Dumnezeu. Exact din mâna din care ne-au venit copiii, ne-au venit și moartea lor. Din mâna din care ne-a venit prosperitatea, ne-au venit și lipsa. Din mâna din care ne-au venit sănătatea, ne-au venit și suferința. Kabad. Și o fi, o fi. Dar noi zicem kabad, ca să nu ne zdrobească încercarea. Lui Dumnezeu i-a plăcut. Și așa a lucrat, că în final a întors lucrurile și l-a ridicat pe Iov deasupra căderilor lui și a încercărilor lui. Și a murit, spune Scriptura, în final, însoțit de copii și de nepoți, până al patrulea an i-am sătul de zile și de binecuvântări. S-a făcut Dumnezeu. Dar la mijloc e ceva. Aleg să fiu credinciosul lui Dumnezeu, indiferent de răspunsul și de lucrarea pe care o va face în viitorul vieții mele. Asta e credință. Mă opresc, timpul a trecut. Aș vrea să vă aduc aminte de un pasaj din Epistola către Evrei, înainte de a aduce înaintea lui Dumnezeu rugăciunile noastre. S-a spus că în seara aceasta, în partea a doua, ne vom ruga lui Dumnezeu mai mult. Ascultați, Evrei 11, versetul 36. Se vorbește aici despre cei credincioși lui Dumnezeu. Pildele de credință. Alții au suferit bajocuri, bătăi, închisoare, lanțuri. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, ungiți. Ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Vă întreb, credeți că nu s-au rugat? Când au cerut protecția lui Dumnezeu peste ei? Că mamele acelea nu s-au rugat pentru copiii lor timp ce înghețau de frig? Pentru hrană care nu mai venea? Auziți versetul 39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Povestea aceasta a galeriei credinței debutează cu răspunsuri la rugăciune. Prin credință a primit Avram copil, Noe, scăpare de potop și punctul culminant este credincioșia în refuz. Aici e frumusețe.
Deci începe de acolo, de la nivelul copiilor. Prin credință primesc răspunsul miracolului și sfârșește cu: prin credință rămân credincios în ciuda tăcerii lui Dumnezeu. Asta e superlativul credinței. Și așa e pus aici. Și asta e pentru învățătura noastră. Dacă te-a găsit Dumnezeu vrednic să te treacă prin zona insuportabilului, înseamnă că poți. Scutură-te de frustrări, încetează să te mai compari cu alții, continuă să te rogi, să te cercetezi, să te bizui pe providența lui Dumnezeu, numără-ți bine cuvântările ca să te întărești, mai uită-te și în oglinda retrovizoare din când în când. Privește, acceptând realitatea așa cum e, bizuie-te pe înțelepciunea lui Dumnezeu, nu uita că ești în timpul lecțiilor de zbor. Și mâine totul va fi amintire. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Vreți să ne rugăm Domnului? Vă chem să ne ridicăm în picioare și să intrăm în rugăciune.